Autoritățile din Mehedin se pregătesc să pună legea în aplicare. Încă nu se știe cine își va muta biroul printre miei sacrificați. Cert este că edilii s-au conformat și fac deja demersuri pentru a respecta noile cerințe. Conform acestei ordonanțe, dacă trebuie să asigurăm, și așa scrinea că trebuie să asigurăm, vom asigura un om. Deocamdată nu îl avem stabilit. O să asigurăm un om cu un calculator cu tot ceea ce trebuie să facă. O ordonanță de urgență emisă anul acesta obligă fiecare primărie să-și trimită un reprezentant la târg în perioada sacrificării animalelor de Paște. Cu un calculator în față, funcționarul va analiza crotaliile și va elimina dintr-o bază de date fiecare miel sacrificat la târg. Până la 31 decembrie 2010, aceste evenimente erau înregistrate de către medicul veterinar zonal. Începând cu 1 ianuarie 2011, înregistrarea evenimentelor în baza națională de date se face de către un reprezentant al primăriei care este împuternicit de către primăria respectivă care organizează centrul de sacrificare temporar pe teritoriul ei. Autoritățile le reamintesc comercianților de miei că în perioada Paștelui controlele se vor intensifica în toate târgurile din Mehedinți. Reamintim că în târg omul trebuie să vină cu mielul crotaliat, formularul de mișcare, certificatul de sănătate, care va fi prezentat medicului veterinar ce va controla atât mielul cât și actele. Cele 5 târguri din Mehedinți în care vor fi sacrificați miei de Paște anul acesta sunt Turnu Severin, Orșova, Strehaia, Baia de Aramă și Vânjumare.